am revenit cu desertul, da? Cu desertul. Sunt foarte serioasă. Ești foarte serioasă. Desertul, cozonac. După ce mâncăm o săptămână de cozonac, vrem să mai mâncăm și altceva. Da. Și un alt fel cozonacul. Da. Da, avem doar cozonac, așa că luăm cozonacul și îl facem în felul următor. Aici avem rom sau orice băutură spiritoasă. Sper că nu-l pui pe toți, totuși. Ba da, pe toți. Îl punem pe toți. Să fie. Să fie. Lapte? Cu lapte. Nu trebuia amestecat cu laptele, doar... Ba da. Și credeai că eu nu știu să fac? Ba da. Amestecăm un pic aici laptele cu romul ăsta. Într-o tigaie încintăm încintăm untul fără acele frunze. Dăm mic. Așa. Să nu, ideea foarte este tare, să nu muiem foarte tare, doar un pic așa, pe care îl punem pe tocător. Și îl dăm prin zahăr brun. Și îl dăm cu zahăr brun. Să spun și ție acolo? Așa. Bine, mulțumesc. Eu înmui ăsta. Eu îl dau prin zahăr brun, da? Așa. Mi-amintesc de pâinicile pe care mi le făcea mama. De prăjoare? Date, da, date prin zahăr și mâncam. Cu ce mâncam, că nu mai știu. Dăm bine prin zahăr brun aici. De să mai ușor. Și îl caramelizăm într-o... untul încins. Da. Arată mai bine decât cozonacul, sincer să fiu. Când îl întoarceți, trebuie să aveți mare grijă să nu-l rupeți. L-am caramelizat pe o parte. Îl întoarcem cu grijă pe partea cealaltă. Ce bine Doamne. Arată! Hai, între timp, dăm cu asta la o parte. Și tindem niște farfurii aici. Și tu poți să tai niște căpșuni. Ce plăcere. Să lași și unele cu codiță. Auzi, le doar tai pe jumătate. Pe jumătate. Așa. Așa e bine, da? Perfect. Vai. Cum rezist eu acestui desert? Oare? Uite ce bine arată. Se lipește asta bine de tot. Ce rețetă e asta, apropo? Putem să spunem că baza e franțuzească. După aceea lăsăm... peste niște mascarpone. Peste niște mascarpone. Mai punem unt aici. Aoleu! Facem caramel cu zahărul. La următoarea farfurie punem mascarpone. Adică ce, n-am pus-o, n-am pus bine? Am glumit. Poți să pui și un vârf de mentă și miere pe deasupra. Să fie dulce. Nouă ne plac extremele. Ori foarte, foarte sărat, ori foarte, foarte piperat, ori foarte, foarte dulce, ori foarte, foarte iute. Acum facem foarte, foarte dulce, nu? Acum facem foarte, foarte, foarte dulce. Adică mai punem niște miere. Să nu pui pe toată. Așa, uite ce bine. Și asta este și desertul nostru din lucrurile pe care le avem acasă de Paște. Ce ne trebuie mai mult? Să mâncăm. Să mâncăm. Poftim, să mănânci, pardon. Să mănânc, eu nu, da. Eu doar o să-mi admir farfuria pe care am făcut-o.